m-am autodiagnosticat. Asta am făcut. A fost după multe vizite la medic și dureri foarte puternice încă din timpul liceului, am ajuns să caut pe net, pur și simplu, și să îmi caut simptomele, să aflu ce se întâmplă de fapt cu corpul meu, pentru că simțeam că e ceva în regulă. Găsisem despre informații despre endometrioză și m-am dus la medici să-i întreb. Poate fi endometrioză? Lucru care din start m-a frustrat. De ce să merg eu să-i întreb pe ei și să nu-mi spună ei ce am de fapt? A fost o călătorie lungă și cu de toate și cu dureri și cu frustrări, că nu, poate uneori nu eram înțeleasă. Din păcate, endometrioza nu este o boală mediatizată, nu este cancer, noi nu știm prea multe despre ea și nu știm gravitatea ei și nu știm cum este un pacient cu endometrioză. Un pacient cu endometrioză este în primul rând obosit. Este obosit și fizic și mai ales emoțional. O bună parte din viața mea s-a învârtit în jurul acestei boli. Trebuia să-mi programez excursiile, evenimentele în jurul ei. Dacă cumva eram la menstruație și aveam dureri foarte puternice, nu puteam, de fapt, să mă ridic din pat. Așa că trebuiau programată și e dificil să-ți programezi viața în jurul unei boli. Eu sunt cazul fericit, pentru că sunt antreprenor și am putut să fac chestia asta, însă femeile care au joburi trec prin niște momente foarte dificile și nu sunt, cred că sunt puține înțelese de șefii lor. Prima operație a fost în 2008. Nu mi s-a părut atât de serioasă problema, deși era. A fost o operație la paroscop, peste care am trecut, m-am vindecat destul de repede, însă a fost clar o destul de superficială, pentru că a revenit și a revenit destul de grav, ajungând la gradul 4. N-am luat-o în serios, în sensul că eu mergeam de două ori pe an la medic, dar nu m-am gândit niciodată că poate ajunge unde a ajuns. După 8 ani de zile, a trebuit să fac o operație clasică într-un spital de stat cu rezecție de rect și ileostomă și a fost o perioadă destul de dificilă peste care am trecut, urmând să revin. După 8 luni de zile a revenit înapoi la gradul 4 și am făcut din nou operație, de data asta într-un spital privat cu domnul dr. Voicu Simedrea. Moment în care am simțit că încep să am lângă mine o echipă și că am oameni care mă ascultă și care iau decizii personalizate. Eu am fost întotdeauna super pozitivă și cred că asta m-a ajutat foarte mult să trec peste și să o înțeleg, de fapt, să înțeleg de ce este boala asta, de ce a apărut în viață, ce am de făcut și să o accept și să pot, cum am făcut recent, să-i spun la revedere, să-i mulțumesc și să-i spun pa, pa. Cu o echipă de medici care îți sunt alături, cu un mindset pozitiv, cu o dorință de evoluție spirituală și mai ales cu simțul umorului, garantat veți ajunge, veți îmbunătăți calitatea vieții.